Salut, eu sunt Florin și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să vorbim despre separarea porumbeilor. Dar înainte să începem acest videoclip, vreau să vă urez Crăciun fericit și sărbători fericite, pentru că mâine este Crăciunul, așa că nu o să postez mâine și vă spun de pe acum. Bun, acum haideți să începem de unde am rămas. Știu că în ultimul videoclip am spus că o să separ porumbeii pe 10 decembrie, dar nu am mai reușit să-i separ pe 10, pentru că s-au adunat câteva probleme. Am mai avut și eu ceva treabă, dar plus de asta, o ploată în crescătorii ei. O să vă pun ceva imagini pe deasupra. O ploată în jur a 3-4 zile și am o problemă cu tabla. Este puțin găurită pentru că este refolosită, gen nu a fost pusă doar o dată, e pusă de mai multe ori și are ceva găuri undeva. Așa că i-am mutat în pod, puteți să-i vedeți aici. În partea asta, în partea stângă, am masculii, puteți să-i vedeți acum. Sunt în jur de 14 masculi și aici, în partea dreaptă, am femelele. Sunt în jur de 16 femele. Cel mai bine era să fie 15 și 15, pentru că am în total 30 de porumbei. Am 31, dar un pui trebuie eliminat, pentru că nu am mai apucat să-i pun inel. Dacă sunteți pe canalul ăsta de ceva timp, știți despre ce vorbesc. Am avut 2 pui. Nu am mai apucat să inelez, unul a murit și a mai rămas ăsta și ăsta trebuie eliminat, dar nu știu când, cred că mult mai târziu sau o să mă ocup eu de treaba asta, nu e ceva foarte important. Cel mai bine era să fie 15-15, dar o să vedem până atunci. Bun, acum haideți să vorbim și despre separarea porumbeilor. De ce am separat eu porumbeii? Păi, în primul rând, eu iarna nu vreau să scot pui. Pentru mine iarna să scot pui e o bătaie de cap foarte mare, adică e frig, o să am o ghețate, o să am pui morți, o să am tot felul de chestii, tot felul de probleme și chiar nu-mi doresc chestia asta, adică mai bine țin separați. Uite cum sunt acum în pod, am dat podul în jumate, într-o parte femelele, într-o parte masculine și mult mai bine așa, decât să am tot felul de pui pe aici, să nu crească bine pui. Și plus de asta mă ajută și primăvara când împerechez porumbeie, pentru că eu schimb perechile de cele mai multe ori. Depinde acum, dacă am o pereche bună care mi-a dat pui frumoși, nu o să o mai schimb, dar de multe ori nu se întâmplă așa și trebuie schimbată perechea, așa că în fiecare an schimb perechile și trebuie să iei foarte repede, adică nu o să stau după ei și după nu știu cât timp, și dacă au fost separați o perioadă lungă de timp, o să iei foarte repede, nu o să fie probleme, orice partener îi dau, o să fie dornici să împerecheze și nu o să am niciun fel de problemă. Și v-am spus, iarna trebuie să le dăm o grămadă de chestii dacă vreți să scoateți pui. Plus de asta trebuie să aveți și ceva condiții speciale. Adică nu puteți să-i țineți în pod cum îi ține acum sau cred că puteți, pentru că e destul de cald aici în pod față de volieră. Pentru că m-am urcat în volieră zilele astea și nu mai puteam de frig acolo, e foarte nașpa. Și aici în pod e mult mai ok, să zic așa. Cu toate că astea nu vreau să scot pui, trebuie să le dau și ceva hrană mai bogată. Eu acum nu prea le dau o hrană foarte bogată, sincer să eu. Le dau 3 feluri de semințe și câteodată chiar 2 feluri, le dau numai grâu și porumb. Nu-i foarte bine, știu treaba asta, că nu-i cea mai bună chestie, nu-i cea mai bună hrană pe care le dau. Dar nu prea am ce să fac în perioada asta, oricum nu prea au pui, nu mai trebuie să hrănească pui, deci eu sper să fie ok. O să vedem în primăvară atunci ce o să facem cu hrana, pentru că mai trebuie să punem câteva semințe. Să fie puțin mai bogată, dar mai este ceva timp până atunci. O să mai fac și un videoclip în care o să vorbesc despre toți porumbeii de anul ăsta, câți porumbei am reprodus, ce am pierdut, cam ce pierdere am să zic așa, și câți porumbei am în total. O să vorbesc atunci despre toate chestiile astea. Acum, haideți să mai vorbim despre separarea porumbeilor. Dacă nu puteți să-i separați, mai puteți să faceți o chestie. Dacă nu aveți spațiu de suficient să zicem să-i separați, puteți să-i lăsați în perechi și să le puneți ouă de plastic. Dacă nu aveți nici ouă de plastic, puteți să le luați ouăle lor naturale când o să scoată ouă. Lăsați ouă la 5 zile în cuibar, după 5 zile luați ouă și îl zbateți așa puțin în mână și trebuie să se audă ceva. Dacă se aude ceva în ou, atunci știți sigur că nu mai este fertil și nu o să mai iasă nimic din ou ăla. Puteți să lăsați după ou în cuibar și o să-și dea și porumbelul seama că nu mai iese nimic și nu o să mai clocească.
E, atunci voi trebuie să repetați schema asta când o scoate iar show-ul și tot așa până la primăvară sau când vreți să lăsați voi să scoată pui. Dacă nu aveți ouă de plastic, dar eu zic că puteți să vă luați și ceva ouă de plastic, pentru că nu sunt foarte scumpe, am și eu și am uitat cât am dat pe ele, nu mai știu exact, dar oricum nu sunt foarte scumpe și nu prea se strică, adică nu prea au cum să se strice și sunt destul de utile, v-am spus. Cel mai bine ar fi să-i separați, pentru că nu aveți niciun fel de bătaie de cap, puteți vedeți aici la mine, stau unii într-o parte, alții într-o parte, nu am nicio bătaie de cap cu ei. Le dau mâncare, încerc să le dau cât mai multe mese pe zi și cât mai mici, chiar dacă nu e o hrană bogată, măcar asta să fac, dar nu prea reușesc, pentru că când sunt la școală e cam aiurea și trebuie să le dau dimineața ceva mai mult și le ajunge cam toată ziua, nu prea pot să le mai dau vreo 3 mese pe zi, dar acum am luat o mică vacanță de o săptămână sau nu știu exact. Și acum încerc să le dau 3 mese pe zi, 2 mese, 3 mese, 4 mese, chiar câteodată, depinde acum câtă mâncare le dau la o masă. Încerc să le dau cât mai mici mesele și cât mai multe, pentru că așa este cel mai bine. Da, fraților, și cam atât cu acest videoclip. Sper că v-a ajutat, v-am spus câteva variante, separarea porumbelor. Dacă nu aveți spațiu, puteți să le lăsați pe ouă de plastic sau dacă nu, să le luați ouăle lor, v-am spus ce trebuie să faceți. Sau dacă ultima variantă ar fi să scoateți pui, da, e o bătaie de cap foarte mare, eu nu recomand ultima variantă, doar dacă vreți voi să ajungeți la nu știu câți porumbei, să aveți un număr incredibil sau ceva de genul. La ultima variantă nu prea are rost, zic eu. Da, fraților, și cam atât cu acest videoclip. Dacă mai vreți să urmăriți două videoclipuri, o să le las aici deasupra și puteți să apăsați pe ele. Cu voi a fost Florin, salut!